În timpul unei videoconferințe susținute de prim-ministrul cu prefecții din țară, Emil Boc a prezentat și situația infrastructurii românești. Guvernul se laudă cu autostrăzi finalizate pe jumătate sau cu variante de ocolire făcute pe sfert, cum este și cazul șoselei de centură a Timișoarei. Premierul susține că este finalizată, șoferii și realitatea îl contrazic. Comparați pentru cei care spun că acest guvern nu a făcut nimic pe linia investițiilor cu cei 5 km făcuți de guvernul Tăriceanu în 4 ani. Și să nu uitați încă cei 54 de km finalizați la autostrada Transilvania, cei 700 de km din coridorul 4 din centura Sibiului, care sunt terminați, sau centura Timișoarei, la fel, centura terminată. Ministrul Transporturilor știe mai bine care este situația reală a centurii Timișoarei. Noi deja finalizăm studiul de fezabilitate, sunt mai multe variante. Cea pe care noi am putut-o oferi până în acest moment a fost finanțarea studiului din programul FEDER și introducerea lui pe exercițiu financiar 2014-2020. În condițiile în care Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi va avea la dispoziție resurse suplimentare din veniturile proprii, putem gândi și la o finanțare din veniturile noastre. Singurul tronson finalizat din centura Timișoarei este cel de pe partea de nord. În 7 ani, din 2003 până în 2010, s-au construit 12 kilometri și în loc de 4 benzi de circulație au rămas în final doar 2. Rămân în faza de proiect alți 35 de kilometri care ar completa inelul de ocolire a Timișoarei.